Salut, sunt Mo și Moneyman și vedeți asta pe secazon.ro. Cu, să zic așa, pe plan muzici electronice, am început undeva în 2009 sub pseudonimul MC Răducu. La oferta Silvia Dropthread, care a fost prima cu care am colaborat, un DJ, să zic așa, care am colaborat din România. Și cu ea am lucrat timp de un an și ceva. Am avut de petreceri destul de mari, am început să cunosc așa publicul din România prin evenimente din fabrica, în Samba, unde am și început de fapt, Suburbia. Și ușor, ușor lucrând cu ea am învățat cum să organizez, cum să fac o promovare, da, chestiile de bază așa pentru evenimente, ca ulterior în 2010 să organizez propriul turneu împreună cu Bomb Dubstep, care a avut loc, să zic așa, în câteva orașe din România. După asta a urmat o pauză, 2 ani în care m-am concentrat mai mult pe cealaltă latură a mea, muzica, să zic așa. Iar în același timp cu munca, care cumva mi-a dat așa cred ca la orice proiect muzical din acea perioadă. Și, n-ați zis, mă, după o pauză, nu știu să zic așa, de 2 ani, am avut timp să lucrez la proiectul meu Kill Convention, în care ulterior am devenit vocal, ulterior fiind toboșar. Și undeva în 2011, am început să cânt cu ei mai mult, am început să-i scot așa la iveală, tot ce lasă-mă pauză. În 2012, cu ajutorul lui Gojira și mai exact Basturbat, când era încă aceeași formulă, am început să ies prin țară mai mult cu ei, în destul de multe gig-uri, începutul în 2012. Iar acela a fost momentul în care mi-a schimbat din MC Răducu, care era ceva destul de puieril, în Motion Monument, care e cunoscut acum. Motivul pentru care m-am schimbat, de fapt, nu a fost neapărat Basturbat, ci mai mult colaborarea cu Flow Rege și DJ Albu, care a fost așa cumva pasul meu de intrare în hip-hop-ul românesc, deși în engleză, să zic așa. În momentul de față scriu și sper să scot niște bucăți acum pe anul 2013 care să ridice așa puțin ștacheta de muzică în România. Și cam asta, să zic așa, e un brief la istoria mea în cel puțin muzică electronică. Scurtă, dar sper că cumva așa am avut până acum ceva de zis. Ok, Convention, noile planuri. Păi, albumul normal trebuia să iasă în septembrie, ca de obicei asta, de vreo 5 ani de zile mai lucrăm la același album. Știu că e puțin, n-ar fi trebuit să zic asta, dar e deja depinde de mult ani. În schimb, anul ăsta chiar am reușit să terminăm toate piesele. Albumul o să iasă undeva în luna ianuarie, pentru că am realizat că masterizarea lui o să dureze puțin mai mult, fiind puțin mai complex. Clipul la fel o să iasă tot în aceeași perioadă, ianuarie-februarie 2013, mulțumită lui Alex Munteanu, un editor grafic foarte, foarte, foarte tare, care se ocupă de efectele CGI, astfel fiind un videoclip destul de complicat de efecte 3D. Și practic noi asta am vrut mai mult de la acel clip, să capteze cumva oamenii care sunt foarte buni pe ceea ce fac, dar cumva necunoscuți. O să urmeze, îmi dai seama, multe concerte după chestia asta, pentru că chiar vreau să promovez acest proiect. E cumva ceva destul de bun pentru România și plus de asta majoritatea din trupă sunt prieteni de foarte mult timp, în special vocalul care a plecat, John Jett. Cam atâta planurile, nu prea mai am nimic de spus. Oricum, orice facem, orice se întâmplă, este anunțat pe Facebook, pe Kill Convention Official. Puteți găsiți pagina imediat. Găsește acolo absolut orice, bio, trupei, piesele pe care le-am lansat ca single și mai informații despre ce se va întâmpla în viitorul apropiat cu trupa. În afară de asta, cu Brie Blast, în schimb, cealaltă trupă în care sunt toboșar, am rămas totuși la tobe. Pregătesc următorul material, următorul EP. O să iasă tot în februarie, mulțumită lui Marius Costache, super inginer.
O să conțină 5 piese, destul de diferite față de ultimul album, sau de primul, primul și ultimul. Cumva arătând maturizarea noastră împreună ca trupă și ca stil. În afară de album și de clipurile care se urmează, îți dai seama, tot ce poți să te vibrezi este că ajuns undeva unde nu mă așteptam să ajungă. Adică ca impact față de public, ca impact față de restul trupelor și ca sunet, eu sunt mai mult decât mulțumit. Toată lumea a început să-și facă treaba, nu am nimic de care să mă plâng. Tricourile pot să apară acum, acest tricourile mă dăm tricourile nou. Artwork nou, în țintă lui Cosmuță. Deci, să zic așa, cu Brivlastul e un, o escaladare așa spre un loc foarte, foarte bun. Ce se promite în viitorul apropiat cu Brivlast? Un concert pe 23 noiembrie pentru reuniunea Crize. Killing Each Other Since, nu mai știu cât, exact, 2003, nu mai știu, lumii. Oricum, foarte tare trupa asta, a avut foarte multe de spus în România. Și cu ocazia acestei reuniuni, Ionuț Carlos, chitaristul din Brivlast, a făcut și el parte foarte mult din compoziția acestei trupe și așa că sunteți și noi invitați. În afară de asta, momentan nu mai avem niciun show pentru că ne concentrăm foarte mult pe album. Cam asta e cu Brivlast. Ca ultime cuvinte așa, ce puțin pe interviu ăsta, sper, Dumnezeu. Așa. Vreau să mulțumesc foarte mult celor care m-au susținut în orice plan al meu muzical. Fie ca fan, fie ca prieten, fie ca, nu știu, hater. Și sper să o faceți în continuare. Orice faceți se întâmplă foarte bine. Vă mulțumesc pentru susținerea pe care m-a scris pe pagină. Și ne vedem la următoarele concerte. Numai bine.